Zilele municipiului Rădăuți au debutat joi, 30 iunie, când în localitate au ajuns formațiile participante la festivalul folcloric Arcanul, ajuns anul acesta la cea de-a 25-a ediție. Vineri, 1 iulie, a avut loc o paradă impresionantă a Portului Popular, după care a urmat deschiderea oficială a festivalului. Tot vineri au mai avut loc vernisări de expoziții și lansări de carte. Cea de-a treia zi de festivități din Rădăuți a debutat cu mai multe competiții sportive, după care au evoluat formațiile folclorice din străinătate, iar seara s-a încheiat cu un super concert disco la care au participat Alina Eremia, Vescan și trupa Distinto. Duminică 3 iulie a avut loc închiderea ediției din acest an a festivalului folcloric Arcanul, după care au evoluat pe scenă interpreții de muzică populară Ionela Popescu, Andreea Chiseliță, Dana Dăncilă și Marius Găianu. Seara s-a încheiat cu un concert de muzică pop susținut de către Iana Novac și Smiley. Si facem totul natural, facem viața de rămână. Noi dăm culoare, facem totul natural, facem viața de rămână. Festivitățile de la Rădăuți au culminat cu un impresionant foc de artificii. Zilele municipiului Rădăuți au fost organizate de către Primăria Municipiului, Casa de Cultură și Biblioteca Municipală Rădăuți.